Nu există PPR în acest bloc. Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit la librăria TV Nexo Install. Sunt Sorin Lăpădatu și astăzi am revenit în acest frumos șantier unde noi am executat instalații pe două blocuri. Pe unul din blocuri am executat instalații termice, sanitare și electrice, iar pe celălalt am executat doar instalații termice și sanitare. De ce am revenit aici? Pentru că suntem într-un stadiu destul de avansat și vrem să discutăm puțin despre etapele pe care le-am urmat pentru execuția acestor instalații. Am început inițial cu parterul, unde am executat coloanele de ape menajere și ape pluviale, iar ulterior în apartamente am început execuția conductelor de apă rece și apă caldă, iar după aceea conductele de încălzire în pardoseală. De menționat este că toate aceste conducte sunt din PEX, nu există PPR în acest bloc. Ulterior, cu execuția instalației de încălzire în pardoseală din apartamente, am executat și traseele de pe holuri, care sunt tot din PEX, aceste trasee fiind racordate la conductele verticale din oțel, conducte care coboară de la centrala termică de la ultimul etaj. Am ținut acest ritm până la etajul 7, iar la etajul 7 am început execuția coloanelor din oțel, coloane care vehiculează agent termic, apă caldă și apă rece. De menționat este că conductele de apă caldă și apă rece sunt din oțel zincat. Suntem la etajul 4 și aici avem toate conductele din oțel. După cum vedeți, avem partea aceasta cu oțel zincat, apă caldă, apă rece și partea aceasta cu conductele de încălzire care coboară de la centralele de la ultimul etaj. În această zonă se face trecerea de la oțel la PEX. Deci tot ce este în pardoseală este PEX și la partea superioară este doar PEX. Bineînțeles, toate conductele sunt izolate. Am făcut probe de presiune pentru încălzirea în pardoseală din apartamente, pentru conductele de apă rece, apă caldă din apartamente. Avem în presiune conductele pentru apă rece din oțel zincat și apă caldă și urmează să facem probe de presiune pentru conductele de oțel de pe casa scării. Ulterior acestor probe de presiune se va demara montajul centralei termice de la partea superioare. Vor fi niște cazane de puteri mari, astfel încât să facă față tuturor apartamentelor care vor avea nevoie de încălzire. La partea superioară, pe aceste conducte din oțel, am montat acești compensatori, care practic sunt niște burdufuri din inox care preiau dilatările sau eventualele vibrații de la cutremuri sau orice altceva. Este necesar să le montăm pentru că sunt conducte din oțel. Nu se mai montează lire pentru dilatare așa cum se montau pe vremuri, ci aceste piese. Am executat doar pe un singur bloc instalații electrice. Sunt executate până la etajul 12, inclusiv fibra optică, iar stadiul acum este foarte avansat. Urmează doar să montăm aparatajul, adică prize și întrerupătoare, tablouri să finalizăm de montat. Și am finalizat execuția tuturor instalațiilor electrice, curent stari și curent slab. Și până data viitoare, salvați planeta sau o să ne ducă Elon Musk pe Marte.